Da, Gabi și-o ceru scuze. Și exagerează, și exagerează un pic Filip. Bă, dacă tu ești cu alta, te pup cu alta. Repet, eu mă respect pe mine când ești dintr-o relație. Logica și Bianca să facă. Și mai ales că nu au avut nimic. Deci eu chiar nu am greșit cu nimic, să fiu jignită la modul ăsta de penibil. Uite-te la mesaje și apoi poți să dai mie dreptate sau ei. După, da, au tot dreptul. Adică nu-i da dreptate ei, ți ți-a zis ea. Mai bine uite-te și apoi o să dai cu părerea. Filip, că au vorbit înainte și Gabi au avut alte gânduri și oarecum... Îi dădea sfatul, dar sfatul le-a ajutat pe ele în față, dacă nu o să mai fie... Dumă un pic. Aici trebuie să fie obesie. Dacă... Sincer, chiar trebuie dacă să fie obesie. Dacă Gabi îi dădea sfatul... Am văzut și cu fetele, cu cât am mai mult bun, și cu atâta li s-o bradă, dacă Ligi nu mai ține la tine, da, e greșit. Dacă voia chiar să vă împace, nu-i greșit. Hai, păi nu voia, să fim serios. Ce, hai mă, pirui, pe bune, astea sunt de-astea copilăriști. Nu, 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 dacă e așa. Ok, n-a fost cel mai ok mod de a face lucrurile. Dar nici nu pot să... Nu știu, să... Pirui, te trebuie să înțelegi. Dar ce așteptat asta corectitudine aici? Da, eu eram oarecum ca apropiația, adică lăsa tipa când eram. De atâta dramă. Da, m-am dat eu, la apropiu de altcineva. A fost chestia asta când că eram... Ce zic? Băi, probabil au vorbit prietenește. După ce au văzut că tu ești cu Berna, s-au apropiat, s-au vrut să dar nu m-a prins noi, nu, e adevărat, noi nu m-a prietenește, am vorbit. Lui, asta s-a întâmplat. Și atunci eu, mesajele, eu nu le-am văzut. Aia zic, uite-te și o să da, vezi tu mai bine. Da, am pus amândouă variantele. Stai puțin, gândi. Da, la ascult. Nu simt, dar eu nu vorbesc din povești, eu vorbesc din ce am văzut. Că am luat-o urât de tot. Nu simt, adică vorbesc și așa, dar nu am nimic altceva, știi? S-au apucat cu Diana, după ce au văzut toate lucrurile astea, atunci probabil. O să zic că i-a dat semne din păcare și după, adică... Da, i-a dat. Ligi, da, știi? Ligi, i-a dat o semne din păcare lui Filip. Da, n-ai văzut. Era clar, vinea la mine, mă lua în brațe. Exact! O să lua în brațe, în spate. Da, hai, am în brațe, după știu că asta simți. Filip, nu mai ai niciun sentiment pentru Ligi. Pentru mine chestiile astea... Pentru tine, nu pentru... Mă scârbesc rău de tot. Bine, te-au îndepărtat, dar tu nu mai simți nimic. Ai făcut o dată, două, trei ori, nu mai te ierti. Adică, Jolanda, dacă faci. Da, știi care e ideea? Hai să zicem că ierți și te împaci cu persoana. Da, durează o săptămână, două, lună, trei, patru, un an, tot o să facă, dacă ai făcut o dată. Sau ai sentimente, dar nu mai poți să treci peste anumite chestii. E ok, dar eu l-am întrebat dacă mai are sentimente. Sentimente de seama că nu se duc așa... Normal, asta vreau. De seama, a fost o fată care mi-a plăcut mă rog de tot și care îmi deranjează să stau. Asta e în șoc, bă, acum dacă a fost invers, cu altul în fața lui, l-ar deranja, logică l-ar deranja. Pe și pe ea o deranjează. Bine, a deranjat tot ce, că eu n-am greșit cu nimic. Cât am fost eu cu ea împreună. El sunt un bărbat, adică aia mai înțelegeai că mai vorbeam eu așa cu cineva. Dar ea ca femeie și mai și zice că eu nu înșel niciodată într-o relație, eu sunt o fată. Dar nu te-a înșelat, băi, a vorbit, dar nu te-a înșelat. Păi stai așa, tu dacă afli că Marți vorbește cu niște femei. Dar a vorbit, mă, nu, iei foc, acum lasă, nu mai... Nu mai zice, că iei foc. Ai face ură rău de tot. Nu e supărăcioasă, Andreea. Mă desparte bine. Te desparți de mine, iubito? Da, bineînțeles. Pe atunci nu mai mă judeca pe mine la situația asta. Adică, așa, tu știi destul de bine, că ești tu, așa sunt și eu. Mă despar de el, dacă ar fi vorbit în contextul, sau exact așa ca și Ligi, nu m-aș fi despărțit. Dacă dai și curs la unei persoane și vorbești ca ai tot aia. Ar da curs și ar vorbi o săptămână, două cu ea și ar promite malea și sarea, da, m-aș despărți de el. Corect. Oarecum, Marius, da, am făcut și eu, dar... Păi nu, mă gândeam cât am vorbit dacă am depășit săptămâna. Oarecum, dar ce fi de acord cu asta? Ce, până în 5 zile, nu... Mulțumesc, iubito, gândută! Cerucerule! Dacă cumva am aplicat... Nu, stăteam și calculam, vorbesc de mai mult de o săptămână, că ce-i trecut de o săptămână, zis că e grav. Ce, până într-o săptămână? Aha, da, așa e. Acum știi unde e limita, Marius. Știi unde e limita. Dacă nu reușesc nimic în 6 zile, nu mai încerc. Pa, la revedere. Am văzut cu semn obscen. Da. Hai, mă, șoricelule. Pe pap. Bine, oricum. Bine, dacă aud că ai vorbit mai mult de una, ai vorbit cu două, trei, grav. Da, și invers, dacă faci și tu... Mamă, ăsta e creier, dacă vorbește cu trei, două, asta e... Nu știu când este sentiment, dacă vorbești și cu una, e grav, firul. E multitasking. N-ai zis tu că e mai grav să vorbești cu una decât cu mai multe? Păi să vorbești... Așa că Marius ia și vorbește cu mai multe. Dacă vrei să vorbești cu una o săptămână, două, trei, clar că e ceva la... Dar mă gândeam de azi înainte să fac live-uri, pentru că acolo vorbești cu mai multe dată, adică... Vorbești cu mai multe persoane, o dată. Vorbești cu altele, cât timp ești cu mine? C
Ce spui tu, iubito? Nu-mi pasă, n-ai ce să vorbești tu cu altele. Ai dreptate. Mi-a zis că de pe la 11 până pe la 2 s-a ocupat. Încă e iubire, bă, băiatul, dacă încă dă raportul. Dar vezi că a fost băiat cu minte. E groseto. Și știam că cu tine... A, era culmea, adică n-am pus pe Instagram, adică nu puteai să vezi dacă era cu mine sau nu. Da, de-aia ai blocat-o pe Berna la Insta Story. Ce-am făcut? Ai blocat-o să nu-ți vadă story-urile. Nu e ca și cum ești persoană publică și... A, pe aia zic că nu mă feream de nimeni, adică... Nu e ca și cum se dă distribuire. Nu e ca și cum ne-a zis Diana. Ce? Nu e ca și cum ne-a zis Diana. Te-a plăcut? Nu. Mai din cauza ta ții tu omul până la ora 2. Ai, pe și ce vrei, vezi să te-ai închis la hotel? L-am scos și eu la ură de aero. Da. Hai că l-am stat cu mult, l-am stat cu mult afară. I-am încălmat. Da, și tu și ea, amândoi v-ați calmat. Asta a fost cel mai bine. Oricum m-a enervat, că fazile alea m-a enervat. Da. M-a mințit, nu mi-a zis. Da. Nu e bine. Dacă există vise, rămâi în vise. Nu, n-are legătură. Pa, turcu. Pa. N-are legătură. Spirui, zi și tu, că și tu ai zis cu un pic, că o exagerat că e supărată pe mine. Pe șosetele tale, e Roxana. Da, îți dai seama, sunt foarte... Lăsați că eu sunt bine așa, nu trebuie să zică nimeni cum trebuie să fiu eu. Mai scutiți-mă. N-am nevoie de părere. Zis-o, fată, vezi că glumești. N-am nevoie de părere. Știu eu cum trebuie să fiu. Ține-o lumânarea, dar ce zi-o, frate, mișto? Acum am înțeles că, din bun simț, vă îngădui multe jigniri la adresa mea, dar nu... Nu mă provocați, că e mai bine. Dar nu zi la mie și mirele legii. Lasă, că ai făcut-o așa... Ce-am zis eu, mă? Ai simțit nevoia să mai arunci și tu ceva? Nu-i destul că arunc alții, ai mai simțit să arunci și tu. Nu, eu știi ce mă gândesc că faci. Iei lumânarea și zici, Doamne, ajută-vă și da, așa zici aici, că faci cruce. Eu jur că asta practic că zici în spirit de glumă, că faci... Eu nu există. Nu mai că te superi, nu te obligați. Nu ține eu lumânarea, că nu-mi scrie pe frunte. Da, nu mă zic. Era pedeapsă, Ligi. Nu era... există, puteai să-mi dai orice altceva. După părerea mea, Ligi nu mai are absolut nimic ce să facă în casa asta, deci decât doar să ne țină lumânarea de acum încolo mie și lui Filip. Clar, logic. Deci te pup, prietena mea. Ce s-a întâmplat? Ce zicea Ligi? Cum? Ce s-a întâmplat? Cu ce? Nu știu, acum ce discuție aveți, că dacă nu-i... La puțin. Nu mă, de pedeapsa mea, că a luat-o Ligi ca fiind o... O bagiocură, știi, la adresa ei. Ce zici, Livian, că nu te-am auzit? Am zis că cel mai tare te deranjează că i-ai pus eticheta asta, chiar dacă e sau nu e adevărat, nu zic, dar i-ai pus eticheta asta de vinovată pe tine. Da, asta... da, să știi. Nu asta te deranjează cel mai tare, nu că te-ai despărțit de Filip. Da, mi se pune eticheta care nu... Că zic adevărul și acum încearcă să dea în așa fel încât să nu... Mi se pune eticheta care nu... altfel. Nu e adevărat deloc. Asta vă că te deranjează, nu că te-ai despărțit de Filip. Nu, pentru că la cum a vorbit cu mine mi-am dat seama chiar nu e omul pe care eu mi-l doresc în viața mea. Care comparația nu... între mine și tine? Nu e omul eu care am vorbit, dar tu ai făcut fapte. Care zic, adică, care pe care? Chiar nu ar putea să mă facă fericită, Filip. Și atunci de ce să forțez nota undeva asta unde nu are rost? Fac fericit altă femeie, mai te fac pe tine. Și cât despre pedeapsă, nu a fost din bașocură. Îmi dau cuvântul. Chiar nu a fost. N-a fost să te supăr. E ok. Nu stres. Auzi, tu am jignit-o? Nu, fata mea, așa ești tu, nu te-am jignit-o cu nimic. Adică nu ți-am zis nimic că... Ți-am zis o pusă la doamnă. Aia ți-am zis. Altceva alt am înjurat. Ți-am zis decât o pusă la doamnă. Puteți să vorbiți, dar nu mai jigniți și nu mai vorbi urât. Dar lasă-l, Andreea, nu, te rog, nu-l învăța cum să se comporte. Te rog, eu mă, lasă-l să-și arate adevărata față. Oricum, Filip, poți să spui și mai mult decât ai spus, că oricum nu mă regăsesc absolut deloc. Nu te regăsești, pentru că așa ești tu, dar nu te regăsești. Absolut deloc. Adică asta e pielea ta, adică ești în tine, nu ai cum să te regăsești, că ești tu. Imaginea în văzut oamenilor. S-a împăcat mai da. Ce poți să fii? Ia uite, un trandafir. Nu neapărat cu ești. Eu cred că tu ești ofticat. Eu ofticat? Ești puțin. Ofticat pe cine? Pe situație. Nu, pe mine simt care m-a deranjat că se dă cine nu e. Nu mă deranjează. Nu... Pe cine se dă cine? T-a ofticat pe cine? Pe Gabi? Niciodată. În viziunea ta așa e. Nu, drag, ești foarte gelos că uite. Vezi nisipul? Vezi nisipul? Uite pe aici curge nisipul. Nu vorbi tu de gelozie că... Stai liniștit. Ești fiartă tu. Eu? Da, ești fiar. Îți dai seama.
Așa că de, pe nu mă deranjează toată chestia. Pe nu mă deranjează că se dă cine nu se dă doamnă, se dă fată fidelă, cu minte. Da, prin chestiile astea pe care tu le-ai văzut sau ți s-au arătat, asta nu denotă că nu este o doamnă sau că... Dar ce înseamnă? Da, că e o fată foarte cu minte care... Chiar sunt. E la locul ei, nu? Chiar sunt. Sau ce înseamnă când vorbești cu alt bărbat, când crești într-o relație? Dar ce înseamnă când te săruți ca un... Lasă că nu eram cu tine. Ce înseamnă? Și ai pretenția să vin să te întreb eu cum te simți? Pe bune? Pe bune? Nu eram cu tine împreună. Aha. Nu eram cu tine împreună. Aha. Să-ți vezi de lungul nasul. Hai, lasă-mă, Filip. Ești de modă veche deja, te rog. Dar tu, Gabi, ce zici? Ești bătrân rodul tot în față. Ești foarte plictisitor, crede-mă, îți spun. Tu, Gabi, ce zici, alo? Nimic. Tu nu zici nimic? Da. Cine? Și el, Dani, Gabi. Da. Gabi? Da, da, că... Gabi, așteaptă da. Să... Așteaptă tu nu zici să nimic, vadă... Gabi? Da. Așteaptă să vadă care e schema. Să... Tu nu zici nimica. Păi ce să zic? O să acționez. Asta zic. O să acționez. Da. Păi exact. Tu când ai scris lui Ligi, da? Ție îți plăcea de ea? Bam, să nu, atunci când am vorbit strict despre Filip, nu. Așa pe parcurs. Domnul, s-a duminica trecută. Sentimentul ăsta. A fost pocul ăla. Nu mă pic, Filip, să-l întreb. Deci duminica trecută când tu ai scris lui Ligi, da? Deci ție nu-ți plăcea de ea? Nu. După, în timp, după câteva zile a început să-ți placă, nu? Nu, după ce l-am văzut pe Filip că e apropiat de Berna. Ai, s-a trezit sentimentele de dragoste. Nu neapărat, dar... Nu, Gabi, văzând-o în casă și tu nu ai mai băgat-o în seamă, a început să aibă... Oare cum am văzut... O placă. Da, oricum am o simpatie pentru a recunosc. De ce să nu? Până la urmă nu arăt putea prietenii aici. Că ce? Când ai legat prietenii aici? Nu arată puterea prieteniei. Ah, puterea prieteniei. Da. Păi... Ești conștient că... Prietenii am acasă. Prietenii acasă? Da. Și eu pot să am și prieteni și acasă și aici, adică comparație caracterul. Asta dacă e, poate n-am caracter. Și plus asta, că da la în fața mea nici amenințare. Da, oricum, tu ești conștient că Ligia nu o să stai niciodată cu tine. Păi nu se știe niciodată de unde și vorbești în locul ei? Nu, păi dacă ar fi să stai cu tine, asta cu tine poate să mă facă pe mine, ata, să vadă ceva, dar nu o să stai niciodată Ligia cu tine. Stai tu liniștit, nu vreau să-ți arăt ție nimic, nu vreau să te fac pe tine gelos, că n-am pentru ce să-mi doresc. Degeaba ții tu filme acum. Oricum ești gelos. Gelos? Păi fata, pe ce să fii gelos pe el? Pe tot ce înseamnă persoana mea. Stai cu minte. Cătă, dar pe mine mă mai chere. Cătă. Ce Gabi? Doamne, cătă, dar pe mine mai mă chere. Gabi! Da. Dar pe mine nu mă mai chere. Vă iubesc pe toate. E, da, așa, pe mine. Că tu m-ai pupat pe mine din prima zile când ai venit în casă. Și pe mine. Zic, pe mine m-ai pupat, am fost singura fată pe care ai pupat-o. Berna, când te-am pupat pe tine? Că nu pe măcar. Mine, mă! Pe obraz, mă! Când? În casă. A, la când? Mine nu spui nimic, e adevărat. Păi, hai să nu vorbim mai urea, Berna. Gabi? Da. Gabițu? Da. Dar mie îmi place de tine, știi, nu? Nu pot. Scoate-mă din ecuație, că nu vreau să fac urât față de Sergi. Pentru că el îmi place foarte mult de tine, deci omul e axat. Foarte mult pe tine. A, zici de Sergio? Da, crede-mă. Ce-ți fac, frate, dacă eu n-am atracție? Nu te-am băgat. Păi cum n-ai că... oprit acum două ore, ziceai că vrei Gabi, să-l cunoști acum? Gabi, dar mi-mi place de tine. Aoleu, Andreea. Nu, pe bune. Chiar, Gabi, sincer... Gabi, ba, Gabi, ba, Sergio. Gabi, da. Gabi, sincer, mi-a zis Andreea că chiar te place. Hai, lăsați vrăjala. Nu, serios. Nu, pe bune. Gabi, lasă lanțul. Da. Pe bune, serios. Ce jocuri. Sergio, tu mai fă-i două cadouri. Dodo, tu tot bien? Tu tot bien? Chiar nu știu ce să mai zic. Am vrut să văd ce faci. Cu ce ochi are asta? Mai fă două cadouri, Sergio. Dade. Dade. Sergio, ce părere ai? Despre ce? Că-l place pe Gabi. Să stea la rând. Cine? Gabi, stai să... Păi, dar n-a cerut Gabi, că a cerut Andreea. Eh, Andreea a zis că... Dar la o parte dacă se treaba așa. Taci un pic. Las-o, Maria. Măi, terminați-o cu Andy. Ce ai zis, Sergio? Mă dau la o parte dacă se treaba. Păi, tu n-ai auzit discuția. Nu, că vorbeam cu... Nu, Gabi a zis că nu vrea să, să facă parte din ecuația asta. Ea a zis că îl place. Da. E, ce am zis? Că dacă ea îi place de el, mă dau la o parte, simplu. Na, Andreea. Mulțumesc. Păi pot să mă pun în fața pe cineva? Poate să-i un test. Ce? Poate un test. De ce n-ar fi gelos? Ce ai zis, Gabi?
Am zis că poate e un test, poate vrei să-l pui la încercare. Nu. Da. Nici măcar. Păi și în casă acolo cred că a fost un test. Am zis că mi le las naturale astea. Și în casă acolo când ai vorbit cu Diana, când era acolo, era un test, cred ce eu. Ce test? Oricum nu m-a luat. Nu, ți-o dau pe bune, frate, că eu sunt directă și sinceră. Diana a spus că... Bă, Diana, am chemat-o cu mine la baie și ți-am spus și de ce, Sergio, pentru că simțeam că mă sufoc. Am un ghi frumos. De ce? Tu din cauza lui? Da, dar nu e vina ta, e problema la mine, nu știu.